Nu știu câți dintre voi cunosc istoria și trecutul acestui loc, dar raportat la scara istoriei, el se află chiar aici, lângă noi. Poate ați trecut fiind din București pe lângă el zilnic, poate l-ați văzut pe hartă de foarte multe ori, dar poate niciodată nu ați băgat de seamă și nu v-a interesat cum s-a format și cum a ajuns să arate cum arată în zilele noastre. Astăzi vă voi prezenta acest spațiu și dacă te interesează, rămâi cu mine! Lacul Văcărești, sau cum este cunoscut ca Delta Văcărești, a fost construit ca și Lacul Morii, ca parte a amenajării a râului Dâmbovița. Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul hidrologic de apărare al Bucureștiului împotriva inundațiilor. Lucrările au început în anul 1986, ocazie cu care a fost demolată și mănăstirea Văcărești, dar s-au asistat în anul 1989. Lacul a fost umplut doar o singură dată cu apă din Dâmbovița, dar costurile fiind prea mari, această variantă nu mai este viabilă. Pentru a se construi digul din jurul terenului, câtorva familii li s-au luat casele, li s-a luat pământul, iar digul a fost construit fără acte legale. Chiar în anul 1989, deși casele fuseseră demolate, documentația de expropiere nu fusese aprobată de Nicolae Ceaușescu. În cei 20 de ani cât a fost neglijată, zona lacului Văcărești a fost recucerită de natură. În prezent, delta este alimentată de izvoare subterane care au permis apariția mai multor specii de păsări și mai multor specii de animale subacvatice. În timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă, zona deltei joacă un rol important pentru păsările migratoare rare. Din 13 mai 2016, zona a fost declarată parc natural cu denumirea de Parcul Natural Văcărești, instituindu-se regimul de arie naturală protejată.
Da, da și da. Sincer, merită să vii în Parcul Natural Văcărești, dintr-un motiv foarte simplu. Este în mijlocul orașului, în mijlocul Bucureștiului, în mijlocul acestei capitale europene. Cu toate că pare părăsit și este părăsit, într-adevăr, este o oază, o oază cu adevărat de natură și cu adevărat de liniște, în tumultosul oraș numit București. Este prima oară când vin aici. Până acum mi-a fost puțin teamă pentru că știam că sunt foarte mulți câini și foarte multe persoane dubioase care își făceau veacul pe aici. Dar se pare că nu mai sunt. Cel puțin eu nu am mai întâlnit niciunul. M-am mai întâlnit și cu alte persoane și am întrebat și nici acele persoane nu au mai văzut sau nu au mai auzit de mult de câini pe aici sau de persoane dubioase. Așa că, fraților, scumpindu-se benzina, motorina, chiar și gazul care azi era aproape de 5 lei, nu cred că toată lumea își permite să meargă până în Parcul Natural Comana sau în alte parcuri de genul acesta. Iar aici veți găsi și foarte multe specii de păsări, de animăluțe, doar că trebuie să ai timp să stai, să le gândești, ca să le vezi, fiindcă este normal să sperie și fug sau nu stau ca la grădina zoologică să le vezi. În același timp, pare a fi sigur, dar totuși nu mi se pare nimic absolut special. Primăria ar putea să amenajeze mult mai mult, nu doar două poteci în cruce și altele mai mici făcute de piciorul omului. Ar putea să amenajeze mai mult, pentru că așa ceva nu întâlnești la orice pas în mijlocul unui oraș. Ceea ce eu nu am înțeles este de ce în anumite porțiuni din parc, porțiuni mici, se află ciment, se află plăci de beton. Dacă a fost construit ca lac, aș fi putut să înțeleg să pună ciment ca să nu se infiltreze apa în pământ, dar fiind doar
în anumite părți, nu pot să înțeleg. Nu am găsit nici informații pe internet, nu am găsit absolut nimic legat de treaba aceasta. Poate au fost făcute după aceea, pentru că au vrut să construiască ceva pe ele, nu pot să înțeleg, dar sunt dispuse aleatoriu, fără niciun fel de logică. În alte părți sunt bucăți de beton, parcă aduse și lăsate acolo. Cert este că dacă vreți să vă plimbați în liniște, și mai ales dacă aveți copii și nu vreți să vă stresați că o să-i calce mașina plimbându-se cu bicicleta sau o să dea peste alți oameni prin parc sau vor cădea în vreun lac, aici în Delta Văcărești, puteți să veniți și nu veți mai sta cu grijă în legătură cu odraslele voastre. Ceea ce am mai văzut și mi s-a părut amuzant, erau câțiva bătrânei care au venit cu păturica, prosopelul, și făceau plajă. Ba chiar o doamnă, o bătrână, cel puțin așa părea, era și puțin mai mult indecentă. Adică era topless. Am vrut să o filmez, dar am zis că o vreau să ajung în tribunale. În concluzie, veniți în Delta Văcărești. Fraților, cam asta a fost pentru astăzi, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like și mai ales un subscribe. Până data viitoare!